Handball Club Zalău s-a clasat pe poziția a doua în ultimul turneu de pregătire disputat înainte de startul ediției de campionat 2014-2015. Elevele lui Gheorghe Tadic au obținut o victorie și au pierdut două partide, la fel ca și ocupantele locurilor 3 și 4. Tradiționalul turneu de pregătire organizat anual în orașul de sub Tâmpa, Memorialul Dumitru Popescu Colibaș, disputat în sala care poartă numele și la care a fost prezentă și echipa Handball Club Zalău, a revenit formației organizatoare, vicecampioana națională ASC Corona Brașov. Locul 2 a fost ocupat de Handball Club Zalău, iar celelalte două poziții au revenit echipelor CSM Unirea Slobozia și Universitatea Alexandrion Cluj. Elevele lui Gheorghe Tadic au început cu stângul turneul din Urbea de sub Tâmpa. În primul joc disputat la Brașov, HC Zalău a pierdut la limită confruntarea cu CSM Unirea Slobozia. La pauză, HC Zalău a avut avantaj de un gol, scor 15-14, dar în final victoria a revenit echipei din Slobozia, scor 28-27. Tot cu un eșec s-a încheiat și cel de-al doilea joc al slăjencelor, chiar dacă cu o săptămână înainte, în cadrul turneului de la Cluj-Napoca, HC Zalău și Corona Brașov au terminat nedecis, scor 26-26. De această dată, echipa din Brașov a reușit să se impună la o diferență de 12 goluri, scor 35-23, după ce la pauză tabela indica 23-9 în favoarea echipei gazdă. În ultimul joc disputat în cadrul Memorialului Dumitru Popescu Colibaș, HC Zalău a reușit să câștige cu scorul de 37-26 în fața Universității Alexandrion Cluj, rezultat în urma căruia a încheiat turneul pe poziția a doua. A fost un turneu bun, așa cum și sperăm. Din momentul în care l-am programat, a fost turneul în care s-au finisat anumite aspecte legate de calitatea jocului, în primul rând, care ne interesează să crească fiecare jucătoare și să contribuie la o creștere în ceea ce privește calitatea jocului și sigur că atât cât s-a putut, lucrurile au fost clarificate. A fost o excepție jocul cu Brașovul în prima repriză, dar repriza a doua jocul s-a echilibrat și chiar a fost foarte bine. Brașovul oricum este o echipă mult peste noi, cu toate posturile dublate la aceeași valoare, cu 6-7 jucătoare de lot de senioare, alte vreo 3 de lot de tineret. Deci, din punct de vedere valoric, nu se compară și, desigur, și nici numeric. Am pierdut jocul cu Slobozia pentru că am urmărit să pregătesc anumite formule de apărare care încă nu funcționează. Dacă am fi urmărit rezultatul, aș fi menținut primele 8 în teren și sigur că eu cred că scorul era cât clar în favoarea noastră. În jocul cu Clujul am jucat bine, pentru mine a fost elocvente 25 de minute până la scorul de 10-7. După care Clujul a scos trei titulare din echipă, întrucât apăruse cei de la Roma, care au primul joc, prima etapă de campionat, și repriza a doua n-a mai fost atât de elocventă, în sensul că și noi și ei au jucat mult cu rezervele. Odată cu turneul de la Brașov s-a încheiat și seria jocurilor de pregătire ale echipei HC Zalău înaintea startului de campionat programat la finalul acestei săptămâni. Sâmbătă, începând cu ora 16:30, fetele de la Handball Club Zalău vor primi vizita echipei CSM București, grupare antrenată de danezii Jacob Westergaard, director tehnic, și Mete Klitz, antrenor principal. Gruparea din capitală va sosi la Zalău cu vedete internaționale Carmen Dolores, Spania, Dionise Facchinello, Fernanda Franca da Silva, Ana Paula Rodriguez și Maisa Raquel din Brazilia, Linnea Torstenson, Suedia, Ekaterina Vetkova, Rusia, precum și binecunoscutele jucătoare din România, Talida Tolnai, Iulia Curea, Cristina Vărzaru, Patricia Vizitiu, Oana Manea.